Și dimineața aceasta aș vrea ca în momentul acesta de închinare să ne uităm la patru beneficii ale credinței în Domnul Iisus Hristos. Voi citi câteva versete din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 3 de la versetul 25. Sunt cuvintele Sfântului Apostol al Neamurilor. Pentru cei care nu aveți Biblie, este și afișat acest text. Spune aici cuvântul astfel: după ce a venit credința, noi nu mai suntem sub îndrumătorul legii, căci toți sunteți fii și suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Amin. Patru beneficii ale credinței. Credința, în general, în cultura noastră este văzută ca ceva mistic, ca ceva care ar trebui să fie înțeleasă așa doar de cei din anumite medii, din anumite contexte, cei care au o profunzime. Sfântul Apostol spune: credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și aș vrea să ne uităm la ceea ce ne oferă credința în Domnul Iisus Hristos. În primul rând, o identitate. Spune Apostolul Pavel aici că și toți, inclusiv dumneavoastră, cei care ați crezut în Domnul Iisus Hristos, sunteți și suntem ce? Fii, copii ai lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos: dar tuturor celor ce au crezut și cred în mine, le dau dreptul să vă numiți și să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Toți cei care am crezut avem o identitate nouă, care am crezut în Hristos. Apoi, în al doilea rând, credința în Iisus Hristos nu doar ne dă o identitate, ci ne ajută să ne și identificăm. Spune aici Apostolul: toți care ați fost botezați. Iată că botezul este o identificare în moartea și în învierea lui Hristos. Și spune: v-ați îmbrăcat cu Hristos. Ne-am îmbrăcat în neprihănirea Domnului Iisus Hristos. El vă dă o haină nouă, o neprihănire a Lui. Binecuvântat să-i fie numele. Apoi, credința în Hristos ne mai dă ceva, o imparțialitate. Toți suntem una, spune Apostolul Pavel. Lumea aceasta în care este atâta inegalitate, atâta segregare, în Hristos, credința noastră ne aduce pe toți împreună, din diverse medii. Nu mai suntem sub acea perioadă a robiei, robi, slobos, toți suntem oameni liberi, dar păcatul ne-a făcut robi. Trăim într-o robie a păcatului, dar prin credința în Hristos suntem oameni liberi care avem un acces liber în Hristos și suntem egali înaintea lui Hristos, priviți de Hristos cu aceeași iubire și dragoste. Și apoi credința în Hristos ne îmbogățește. Spune Apostolul Pavel: și dacă sunteți ai lui Hristos și dacă suntem ai lui prin credință, suntem și moștenitori în sămânța lui Avram prin făgăduință, prin acea promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram.